Alba Iulia, un eveniment dedicat centenarului Marii Uniri, unul dintre, spun, cele mai importante evenimente și nu exagerez deloc când spun acest lucru, ci se va organiza în România în acest an. Evenimentul pe care l-am creat și l-am gândit în urmă cu câteva luni de zile constă în o conferință care va avea loc pe parcursul unei zile și ziua este de vineri 27 aprilie 2018. Pe scurt, misiune și diplomație în acești 100 de ani, adică discutăm și vom dezbate chestiuni legate de relațiile internaționale ale României în acești 100 de ani, despre dreptul minorităților la educație în acești 100 de ani în România, de fapt, ca să nu mă repet, toate lucrurile se leagă în acești 100 de ani, relații economice, relațiile de colaborare între misiunile diplomatice și țara noastră. La conferință vom avea invitați, conferința practic va fi în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe din România, Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia și vom avea ca și invitați în momentul de față, confirmați, probabil ăsta va fi numărul final, 14 misiuni diplomatice pe care le aveți în materialele ce vi le-am oferit și nu încerc aici să le reproduc fiecare dintre aceste ambasade, prezente majoritatea la nivel de ambasador. De asemenea, vom avea doi miniștri în funcție, ministrul pentru afaceri europene, domnul Victor Negrescu, respectiv ministrul culturii, domnul George Ivașcu. Alți foști miniștri din diverse perioade în Guvernul României, domnul Titus Corlățean, care a fost ministrul afacerilor externe între anii 2012-2014, și doamna Ecaterina Andonescu, respectiv domnul Mihnea Costoiu, ministri în Ministerul Educației Naționale în anumite perioade. Vor fi invitate și alte personalități. Va fi Procurorul General al României, va fi președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost invitat noul președinte al Academiei Române, din păcate plecat într-o misiune oficială la Moscova, dar care va transmite un cuvânt pentru această conferință, respectiv doamna Tatu, care este raportor ONU, iar cei pe care îi precizam în acest moment vor prezenta pe diverse tematici conferințe, unele dintre ele le-am amintit la începutul prezentării mele. Nu în ultimul rând, și de asta am stat la urmă, cu siguranță vom avea și un mesaj al președintelui României, Klaus Iohannis. Nu știm sigur dacă va fi prezent și fizic la conferință. E posibil, ne vom bucura, pentru că Alba Iulia este locul care trebuie să marcheze cel mai bine ceea ce înseamnă centenar în România. Dar încă o dată, respect, poftim? În momentul de față, răspunsul este următorul. Va fi transmis un material până în data cel târziu de 24, deci săptămâna viitoare, dar până atunci se vor mai putea lua și alte decizii, depinde de agenda președintelui. Încă o dată spun, cred că în opinia mea și nu numai în opinia mea, probabil va fi una dintre cele mai importante, din toate punctele de vedere, evenimente care vor fi dedicate centenarului. Da. Cam atât. Dacă aveți întrebări, cu drag. Da. În data de 26, deja după amiaza, vom avea și semnarea unui protocol de colaborare instituțională cu Universitatea Internațională pentru Științe Umaniste și Dezvoltare din Turkmenistan. Va fi prezent alături de noi și rectorul acestei universități, care va sta pe toată durata evenimentelor la Alba Iulia și va avea și domnia sa un discurs în cadrul zilei de 27. Pe de altă parte, ar fi foarte important să spunem încă un lucru care cred că ține și de viziunea aceasta asupra momentului centenarului Marii Uniri, în data de 28. Toate aceste delegații oficiale care participă la evenimentul universității vor organiza împreună cu autoritățile locale un tur ghidat prin cetate și, evident, cu o prezentare punctuală a principalelor obiective culturale din centrul istoric. Lucru pe care noi l-am considerat foarte important, așa și pornit ideea domnului rector vis-a-vis de acest eveniment, pentru că în fond dorim să promovăm cât se poate de elegant și acolo la nivelul acesta diplomatic și academic, cam tot ceea ce înseamnă zona aceasta istorică și culturală a municipiului Alba Iulia, dar și a județului. Și sperăm ca evenimentul să fie și din acest punct de vedere
iată un pas înainte în procesul de internaționalizare a universității noastre, pentru că ținta fundamentală este și aceasta de a dezvolta viitoare protocoale de colaborare cu aceste state pe care, în multe dintre cazurile pe care le aveți în fața dumneavoastră, noi deja le avem ca parteneri, dar pe anumite instituții doar. Deci intenționăm și schimburile bilaterale la nivelul României, nu neapărat la nivelul instituției noastre, să fie mult, mult facilitate prin aceste lucruri.